duminică rece de iarnă, a 20-a zi a lunii decembrie a anului 1992. În Catedrala Patriarhală din București era anunțată public reactivarea istorice eparhie a Mitropoliei Basarabiei. Prin actul sinodal adoptat cu doar o zi înainte, Biserica Ortodoxă Română dădea curs cererii adresate de membrii clerici și mireni ai adunării eparhiale a Mitropoliei Basarabiei de a reveni în Biserica Neamului. Proclamarea acestui act de dreptate avea să fie făcută la Sfânta Liturghie, în fața ierarhilor și a poporului. Antonie Plămădeală, mitropolit al Ardealului, dar și fiu al Basarabiei, dădea citire cu multă emoție textului adoptat de Sfântul Sinod. Prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei se săvârșește astăzi un act sfânt de adevăr și de dreptate, care reîntregește plinătatea comuniunii de credință strămoșească și simțire românească în acest an al mântuirii 1992, când a fost proclamat sfânt Ștefan cel Mare, neînfricatul ocrotitor al întregei Moldovei. Sfânta Mitropoliei Ortodoxă a Basarabiei, care și-a luat și-a reluat activitatea, este o mitropolie autonomă, cu statut propriu, condusă de un sinod mitropolitan, având în frunte un mitropolit, iar fiecare eparhie componentă are propria sa adunare eparhială. Patriarhia Română binecuvintează reactivarea Mitropoliei Basarabiei de stil vechi din Republica Moldova ca mitropolie autonomă sub oblăduirea sa canonică. Confirmă adunarea ei eparhială constituită și pe preasfințitul episcop Petru de Bălț ca locțiitor de mitropolit al Basarabiei până la alegerea statutară a titularului. Astăzi, preasfințitul episcop Petru de Bălț, locțiitor de mitropolit al Basarabiei, devine membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, toți clericii și păstoriții lor, care sunt deja sau care vor deveni membri ai Mitropoliei Basarabiei de sub oblăduirea canonică a Patriarhiei Române, sunt clerici canonici și credincioși binecuvântați și ca atare, orice sancțiune disciplinară, bisericească, îndreptată împotriva lor, pe motivul apartenenței la Mitropolia Basarabiei, este considerată nulă și neavenită. Vrednicul de pomenire, Patriarh Teoctist Arăpașu, avea o preocupare sinceră, izvorâtă dintr-un profund sentiment al datoriei, de a îndrepta cu dragoste nedreptățile suferite de frații rămași dincolo de granițele țării. Credincioșii din Basarabia, după grele suferințe, umilințe și necazuri, s-au organizat bisericește și canonic. Iar preasfințitul episcop Petru de la Bălț a prezidat adunarea eparhială și au constituit vechea mitropolie a Basarabiei, reactivându-o acum cu credința și cu zelul lor. Însemnătatea și bucuria momentului au fost surprinse în cuvintele câtorva membri ai delegației de la Chișinău, prezenți atunci la reședința patriarhală. Sunt convins și voi rămâne convins că ne putem reuni cu țara mamă, Basarabia se poate reuni cu țara mamă, peste seama jumătate care, din păcate, încă nu putem răzmânge. Și iată că azi, cuprins de mari emoții și cu sufletul umezit, ne-am amintit de două versuri celebre populare din folclorul
românesc care sună astfel și care se potrivesc mult, se potrivesc românului din Basarabia. Nu suntem săraci de avere, ci săraci de mângâiere. Această mângâiere, noi românii din Basarabia, o așteptăm de amar de vreme și iată că ea a venit azi, în această zi istorică, mângâierea care se cheamă mângâierea sufletească. Actul care s-a produs astăzi este un eveniment de primă importanță în vederea reîntregirii neamului, reintegrării noastre pe toate planurile, așa cum preconizează Conducerea Republicii Moldova și a României. Dar pe deasupra acestora, trebuie să repară o nedreptate istorică care a așteptat atâta timp pentru ca Biserica din Basarabia să-și reia activitatea în plinătatea ei, așa cum ar fi trebuit, dar nu s-a făcut mulți ani, multe decenii. Acest act va contribui la mobilizarea tuturor eforturilor neamului românesc pentru folosirea marei șanse istorice în rezultatul prăbușirii Imperiului Sovietic de reîntregire a neamului și a țării. Aceasta era însă doar prima victorie dintr-o succesiune de evenimente dramatice, evenimente care au debutat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. După reocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică în anul 1944, orice prezență românească, inclusiv bisericească, a fost înlăturată. Astfel, Arhiepiscopia Chișinăului, ridicată la rang de mitropolie prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 15 noiembrie 1923, nu a mai putut activa. În locul său s-a alcătuit o eparhie a Chișinăului și Moldovei, dependentă de Patriarhia Moscovei, care funcționa exclusiv cu o ierarhie rusă. Cele mai multe dintre bisericile parohiale, dar și dintre mănăstiri, au fost distruse sau, în cel mai bun caz, închise și transformate în depozite. În 1944 erau peste 1000 de parohii, iar după 1962-63 au rămas vreo 180 de parohii în întreg spațiul acesta, iar credincioșii, dacă doreau să participe la Sfânta Liturghie, trebuiau să parcurgă distanțe foarte mari. Unii dintre ei parcurgeau 50, 60, 100 de kilometri ca să ajungă să se împărtășească o dată pe an, iar alții mai evlavioși mergeau de multe ori pe jos în satele unde au mai rămas bisericile deschise. În capitală se slujea în românește? În capitală se slujea și în românește, dar mai mult în slavonă, pentru că era limba impusă oarecum de către autoritățile din perioada respectivă, pentru că preoții erau monitorizați, erau în biserică reprezentanții statului care oarecum monitorizau activitatea și mai ales predicile preoților, ca nu cumva în predicile lor să vorbească despre ortodoxia românească. Vreau să eliberați piața. În cazul drag, către persoanele, se provoacă pe cetățenii de pe toți. Anii de sfârșit ai Uniunii Sovietice au adus însă schimbări importante. Pe fundalul încercărilor de reformă, țările din Imperiul Roșu își căutau rădăcinile și adevărata istorie. Așa a apărut o mișcare de redeșteptare națională și în Moldova de peste Prut. Intelectualitatea redescoperea frumusețea limbii române și a grafiei latine, dar și libertatea de a crede în Dumnezeu în credința străbunilor. Din întâmplare am ajuns și eu deputat al Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, împreună cu Gorbaciov. Și fiind deputat peste 3 ani, în 88, în mai am fost ales ca deputat,
dar prin 91, când s-a declarat independența Republicii, am încetat. Dar fiind ca deputat, mi-am făcut și eu niște planuri mai mari, să fac și eu ceva, să ajut poporul nostru cât e cu putință, pe plan duhovnicesc spiritual. Deci am programa mea, era atunci și tipărirea cărților și reconstrucția bisericilor, că nu erau deschise încă nicio biserică până atunci. În 88 s-a început de-abia. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți frați și surori, compatrioți, în aceste zile de grele încercări, biserica și slujitorii ei, credincioșii, sunt alături de întregul popor și susțin năzuințele și aspirațiile lui de viacuri, limba maternă ca limbă de stat, îmbrăcate în veșmintul ei firesc. Îmbrăcate în veșmintul ei firesc, grafia latină. În 1989, o parte din aceste personalități de peste Prut ajungeau și la București, unde primeau sprijin. În 89, foarte multe delegații de acestea din Basarabia vin în România și li se permite lui Grigore Vieru și altor lideri de aceștia mișcări naționale să se adreseze maselor de români. Dar noi trebuie să spunem că în 1989, deja perestroica neasovietică luase un mare avânt, libertatea cuvântului ajunsese la un nivel de acesta incredibil pentru Uniunea Sovietică și în acea perioadă apare primul fenomen de acesta și în plan bisericesc, când mai mulți deputați ai poporului din RSS moldovenească, dar care era un sovietul suprem de la Moscova, se adresează patriarhului moscovit, cerând ca în biserica din RSS moldovenească să se folosească limba română. Și un lucru foarte important, dovadă că patrioții aceștia de la Chișinău aveau în vedere cele petrecute în 1917-1918, e cer ca episcopul să fie ales de către localnici, să fie numit de către basarabeni. Toți episcopii de după 1944 erau de etnie rusă, au fost numiți de către Moscova în mod direct. Cum Uniunea Sovietică trecea printr-o criză profundă, lucrurile acestea s-au încercat a fi rezolvate și astfel, prin această cerere, și-a găsit răspuns și, practic, fostul episcop este înlocuit cu actualul mitropolit de Chișinău, Vladimir, da? Român de origine, dar care trecuse și se formase în mediul acesta al Bisericii Ortodoxe Ruse și era foarte legat de sistemul acesta sovietic, dar era vorbitor de limbă română, s-a început să folosească limba română, adică s-a făcut această concesie. Un vorbitor de limbă română la Chișinău, dar în același timp un personaj care prin foarte multe era mai legat de Moscova și de establishmentul acesta sovietic. În acești ani 88-89 a venit un intelectuali, în mod special, și scriitorii, au fost cei care au cerut insistent revenirea la grafia latină, revenirea la limba moldovenească, cum îi spuneau, limba română ca limbă de stat, la revenirea la istoria noastră națională, revenirea la simbolica, tricolorul, chiar și a fost votat o perioadă, imnul Republicii Moldova a fost Deșteaptă-te române. Trebuie să amintesc că printre acești bărbați ai neamului se numără Ion Ungureanu, Mircea Druc, după aceea Leonid Alare, Grigore Vieru, alți scriitori și poeți sau cântăreți, artiști care au avut libertatea de a se exprima în mod liber și în același timp de a călători atât în spațiul sovietic cât și în spațiul românesc. Apel al Marii Adunări Naționale,
către sesiunea Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Am avut ocazia să vorbesc cu domnul Ion Ungureanu, care a fost ministru al culturii, care m-a impresionat prin felul în care vedea lucrurile și abordarea pe care o avea în ultimele luni ale vieții sale. Fiind preot la București, am fost rugat de către un prieten ca să merg să-l spovedesc pe domnul Ungureanu în spital. În discuțiile noastre avute, am fost surprins ca domnul Ungureanu să-mi spună la întrebarea pe care am adresat-o dacă are vreun regret ceva. Nu era o spovedanie, era o discuție și mi-a spus că da, că nu suntem o singură țară, că biserica nu este unitară în Basarabia și al treilea punct de bea era soția dânsului care era bolnavă și îmi spunea atunci că dacă el o să treacă la Domnul, cine se va îngriji de soția lui? O rusoaică care însă i-a fost fidelă și care l-a urmat pe parcursul vieții. Marea Adunare Națională se adresează deputaților și conducerii sovietice și de partid a Republicii cu chemarea de a se pătrunde de importanța acestui eveniment și de a fi conștienți de mare responsabilitate pe care o poartă în fața istoriei și în fața destinului spiritual al acestui popor. Anul 1990 era primul an de libertate în România. Dar Basarabia, sau cum era denumită atunci, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în pofida mișcărilor de trezire națională, făcea încă parte din Uniunea Sovietică. Chiar și așa, exista o deschidere reciprocă, care se observa și în plan bisericesc. În contextul acela complex din 1990, în care ideea de libertate era tot prezentă, în care pacea și transparența și prietenia între popoare se dorea a fi prezentă peste tot, are loc un eveniment remarcabil în august-septembrie 1990, când, la invitația chiar a lui Vladimir, pe atunci arhiepiscop, și a reprezentanților guvernului de la Chișinău, mitropolitul atunci a Bucovinei, actualul patriarh Daniel al României, face o vizită la Chișinău. Cu acest prilej au loc manifestări dedicate limbii române, este celebrat scrisul cu grafie latină și au loc cu acest prilej mai multe întâlniri între mitropolitul Daniel, ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, și înalți reprezentanți ai Bisericii Ruse, discutându-se cu acest prilej nu jurisdicția, cât o folosire a limbii române în cadrul bisericii din Basarabia și o promovare a recunoașterii identității românești în Basarabia. Oarecum trebuie să spun că după 1990 a fost o apropiere între Biserica Ortodoxă Română ca biserică mamă și cei din Basarabia, pentru că au început să trimită cărți în Basarabia, s-au făcut foarte multe vizite. A fost o relație oarecum apropiată între ierarhii din Basarabia și cei din dreapta Prutului, ei participând, cei din Basarabia, la diferite evenimente, cum ar fi canonizarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare în 1992 la Putna, sau alte momente. Dacă o să vă uitați pe filmările respective, o să vedeți că au fost prezenți și din Basarabia și din Ucraina, ceea ce arată o apropiere și chiar o conlucrare până la momentul reactivării Mitropoliei Basarabiei. Din anul 1989, în Basarabia se întorsese și arhimandritul Petru Păduraru. Părintele slujise anterior în câteva localități românești din regiunea transcarpatică, Apșa de Mijloc, Apșa de Jos și Valea Scradei, sate din Maramureșul istoric, aflate în Ucraina. După revenirea în Moldova, slujește o perioadă la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău, de unde va fi chemat să împlinească noi ascultări, ajungând astfel episcop la Bălți. M-a trimis la Căpriana Stareți. A fost un timp foarte scurt, din septembrie și până sfârșitul octombrie. Atunci a venit Patriarhul Moscovei la Chișinău, Alexei,
și în altul Vladimir propusese două persoane care să le hirotonească în episcop, vicari. N-au trecut aceea și atunci el a fost nevoit să mă numească pe mine și pe preasfințul de Vechenti, care acum este pe la Tashkent, în zona aceea. Pe fondul destrămării Uniunii Sovietice și a proclamării independenței Republicii Moldova, pentru românii din Basarabia se punea din ce în ce mai acut problema jurisdicției bisericești. În primăvara anului 1992, cu ocazia sinaxei întâi stătătorilor bisericilor ortodoxe din lume care s-a ținut la Constantinopol, patriarhul Teoctist al României și patriarhul Alexei al II-lea al Rusiei au abordat chestiunea jurisdicției din Republica Moldova și cu acea ocazie Sfântul Sinod de la București a emis un comunicat oficial în care s-a spus că Biserica Ortodoxă Română nu a recunoscut niciodată desființarea Mitropoliei Basarabiei cu sediul la Chișinău și a Mitropoliei Bucovinei cu sediul la Cernăuți. Aceasta era o poziție oficială și un semnal pentru creștinii ortodoxi din cuprinsul Republicii Moldova, care, după proclamarea independenței de stat, doreau o reconfigurare și o reașezare a ortodoxiei tradiționale din spațiul nostru pe o temelie veche și trainică. Lucrurile se vor schimba și se vor precipita odată cu începerea războiului de pe Nistru, da? În momentul în care se proclamă independența Republicii Moldova, în 1990 nu se petrecuse acest lucru, și cei de la Moscova consideră că s-a mers prea departe, adică cât RSS moldovenească rămăsese partea Uniunii Sovietice, se putea tolera o utilizare mai extinsă a limbii române. Acum însemna o separație. S-a creat această secesiune a Republicii Transnistrene, în care după Rusia a intervenit și a activat foarte clar. A fost un context tensionat în anul 1992, la scurt timp după proclamarea independenței de stat a Republicii Moldova. Federația Rusă a ocupat 11% din teritoriul statului nou post-sovietic cu capitala la Chișinău. Am avut și un conflict militar sângeros pe Nistru în primăvara și vara anului 1992, iar singurul om care a protestat în contextul acelui război a fost episcopul Petru Păduraru de Bălți, care i-a cerut oficial și expres patriarhului Alexei al II-lea al Moscovei și al întregii Rusii să intervină pe lângă autoritățile Federației Ruse în vederea opririi acestui război între două state cu populație majoritară de tradiție ortodoxă. Acest fapt a trezit nemulțumirea la Patriarhia Moscovei. Au început presiuni asupra preasfințitului Petru Păduraru de la Bălți și populația majoritară ortodoxă, pentru că Basarabia, trebuie să spun în context, este poate cea mai omogenă confesional dintre toate provinciile istorice românești, 98% dintre locuitorii Republicii Moldova și ai Basarabiei mai larg, sunt creștini ortodoxi. Acești oameni au simțit nevoia să caute o protecție. Trebuie spus că în rândul sinodului de la București erau persoane care apucaseră timpurile dinainte 1944. L-avem pe Patriarhul Teoctist, care era atunci, a fost martor a multor evenimente de atunci, 44 și imediat după. Și foarte important, îl avem pe înalt preasfințitul Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, chiar basarabean, cel care s-a implicat cu toate forțele în definirea și stabilirea statutului acesta pe care urma să-l aibă mitropolia aceasta a Basarabiei. Ce este important de subliniat e faptul că
cum a invocat Sinodul de la București această reactivare, nu s-a spus înființare sau altceva, ci reactivare, pur și simplu prin faptul că niciodată Biserica Ortodoxă Română nu și-a negat jurisdicția aceasta în Basarabia și n-a existat un acord între cele două biserici cu privire să stipuleze definitiv și clar cui aparține această jurisdicție. Pur și simplu avem de-a face cu reactivare a vechii mitropolii din perioada interbelică. Lucrurile din această perspectivă erau clare și este foarte important că viziunea de atunci se suprapunea peste viziunea guvernului la Chișinău din acei ani ai conflictului nistrean, în care Republica Moldova era văzută ca un al doilea stat, practic ca un al doilea stat românesc, cu minorități. Urma ca mitropolia aceasta românească a Basarabiei să spunem să fie instituția bisericească principală, care iasă singura entitate cu statut de mitropolie în cuprinsul statului moldovenesc. Pentru vorbitorii de rusă, Patriarhia de la Moscova putea să înființeze o episcopie ca și cum ai fost în diaspora, așa cum se înființează în diaspora. Cu alte cuvinte, se sugera de atunci existența două entități, dar nu de același nivel, nu? Urma să fie o biserică națională pentru statul Republica Moldova și o episcopie, să spunem, de diaspora pentru vorbitorii de rus aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei. A fost o soluție de compromis care să rezolve și problema lingvistică și alte chestiuni administrative. Evoluția războiului din Transnistria și evenimentele de la Chișinău, faptul că guvernul Druc a fost răsturnat și, practic, Moscova a început din nou să preia controlul, a făcut ca lucrurile se schimbe. S-a revenit treptat la ideea aceea a unui moldovenism de tip sovietic, în care se vorbea de o patrie moldovenească a tuturor locuitorilor care populau teritoriul dintre Prus și Nistru, în care, mă rog, ruși erau ruși, ucraineni, ucraineni, doar vorbitorii de limbă română trebuiau să le se spună că sunt moldoveni. Limba română din Constituție este înlocuită cu limba moldovenească și, practic, se întoarce la ideea unei națiuni multietnice, care trebuie, din punct de vedere bisericesc, să se afle sub o singură jurisdicție. Și această jurisdicție nu poate fi decât cea a Moscovei, dat fiindcă autoritățile politice erau strâns legate de Moscova. Episcopul Vladimir se duce la Moscova și se întoarce mitropolit. Peste noapte, structura bisericească sub jurisdicția Moscovei este transformată în mitropolie, îi se dă drepturi de aceste de autonomie foarte extinse pentru a sublinia că Moscova de fapt nu exercită decât o autoritate spirituală, nu, și administrativă asupra acestei structuri, iar mitropolitul Vladimir pentru foarte multă vreme este membru a celor mai înalte structuri administrative a Sinodului de la Moscova. Trebuie să menționăm aici contribuția incontestabilă a înaltpreasfințitului părinte mitropolit Petru, care atunci era episcop la Bălți și a avut de suferit pentru faptul că s-a pronunțat, era deschis către frații de peste Prut. Tot ce era atunci eclesiastic în Basarabia nu priveau cu ochi buni aceste relații cu frații de peste Prut. Și normal că noi ne-am organizat acolo un grup de vreo 20 de preoți, un grup parlamentar pro-români și așa cu ei am lucrat, am ajuns la această problemă a reveni, adică a reactiva Mitropolia Basarabiei. Au existat în anul 1992, în luna august și în luna septembrie, mai multe atacuri militare succesive asupra sediului episcopiei de Bălți. Ultimul atac, la care au participat cazaci din Transnistria, mai exact din municipiul Râbnița, dar și trupe ale Armatei Naționale a Republicii Moldova, ale Poliției Naționale, a avut loc pe 14 septembrie. Ceea ce
a declanșat automat în aceeași zi procesul de reactivare a Metropoliei Basarabei. A avut loc o ședință la Chișinău, la Biserica Sfântul Nicolae din Bulevardul Ștefan cel Mare și decizia a fost clară. S-a cerut reprimirea în comuniune a Metropoliei Basarabei reactivate prin voința credincioșilor și clerului din Republica Moldova în comuniunea Patriarhiei Române, ceea ce s-a și întâmplat la 19 decembrie 1992. Biserica Ortodoxă Română, ca biserică mamă, așa cum prevede și în canonul 34 apostolic, l-a primit pe înalt preasfințitul Petru și pe membrii delegației venite de la Chișinău, a analizat solicitarea lor, iar în cadrul unei slujbe în Catedrala Patriarhală a fost citit acel act de reactivare a Metropoliei Basarabiei, prin care se spuneau toate detaliile legate de istoria Basarabiei, dar și de canonicitatea acestei mitropolii. Dar drumul pentru recunoașterea Metropoliei Basarabiei era departe de a se fi sfârșit. A fost oarecum un moment destul de critic, pentru că, vedeți, cealaltă jurisdicție, după ce Metropolia Basarabiei a făcut demersurile pentru ca să se înregistreze la autoritățile statului, a împiedicat constant înregistrarea Metropoliei Basarabiei. Lucrul acesta s-a făcut împreună cu autoritățile din Republica Moldova, ceea ce a făcut ca Metropolia Basarabiei timp de 10 ani să fie în afara legii, iar în această perioadă preoții să treacă prin foarte multe încercări. Pofida greutăților și a lipsei de susținere de orice fel din partea statului moldovean, s-a început înființarea de noi parohii. De asemenea, a devenit evidentă nevoia reînființării eparhiilor istorice, care făcuseră parte din Metropolia Basarabiei. La început, noi am avut undeva la 15 parohii. De la început. Erau o parte de la centru și mai multe acolo erau la sud, pentru că sudul se considera un sud românesc, populația de acolo, mai aproape de frontieră și așa mai departe. Și de la nord, dar de la nord erau mai puține parohii. Pe urmă s-au făcut în acești 30 de ani, care probabil ați văzut la reactivare, a episcopiilor s-a menționat că episcopia Basarabiei Sud au rămas acolo în acea episcopie, au rămas 45 de parohii cu biserici noi construite. Mai aveau lucrări de pictură, dar comunitățile erau înființate. Ceea ce la nord aveam mai puține, vreo 40, pentru că era distanța departe, la 200 de kilometri și ceva la sud, la 200 de kilometri și ceva la nord, era nevoie să reactivăm și fostele episcopii a Hotinului și a cetății albe de Ismail, care prin proces am câștigat și am pus denumere de sudul Basarabiei că Ismail în Ucraina. Autoritățile Republicii Moldova, începând cu președinte și terminând cu guvernul sau autoritățile locale din raioanele de atunci ale Republicii Moldova, s-au poziționat clar de partea Bisericii Ortodoxe Ruse, Metropolia Basarabiei trecând printr-un adevărat pustiu. Noi numim intervalul dintre 1992, când s-a reactivat Metropolia Basarabiei, și 2002, când a fost înregistrată juridic de către guvern, deceniul negru. A fost un deceniu de prigoană sălbatică. Avem doi clerici care au murit în condiții misterioase, cazuri care nu au fost cercetate. Am avut foarte mulți preoți, epitropi, credincioși, membri ai consiliilor parohiale care au fost ridicați noaptea din casele lor și anchetați la Serviciul de Informație și Securitate, la Chișinău sau în subdiviziunile din teritoriu. Au existat campanii de presă. A fost o ostilitate maximă împotriva ideii de Metropolia Basarabiei în sine. Metropolia Basarabiei a fost primul cult din Republica Moldova care a cerut, în baza legii din 1992, recunoașterea sa oficială. S-a întâmplat la 3 octombrie 1992. Sigur că această cerere a fost tratată cu refuz de guvernul Republicii Moldova și nu ne-a rămas nimic altceva decât să apelăm în instanțele de judecată naționale. Au existat, per total, timp de 10 ani, 40 de procese.
dintre care 39 au fost pierdute și doar unul, la Curtea de Apel Chișinău, în vara anului 1997, s-a încununat de câștig de cauză. Dar Curtea Supremă de Justiție, cea mai înaltă instanță judecătorească de la Chișinău, a anulat această decizie, ceea ce i-a deschis Mitropoliei Basarabiei calea către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pentru mine a fost o binecuvântare să reprezint Mitropolia Basarabiei în instanțele din Republica Moldova, împreună cu domnul Vlad Cubreacov și cu domnul avocat Elisei Secrieru, am parcurs toate instanțele de judecată. Și în cele din urmă, Curtea de la Strasburg ne-a dat dreptate. La Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Mitropolia Basarabiei a fost reprezentată cu succes de avocatul americano-britanic John Warwick Montgomery. Acolo a avut loc ultimul proces. El a durat aproape 4 ani de zile și rezultatul este cunoscut. Mitropolia Basarabiei a avut câștig de cauză. Procesul a fost pierdut de Republica Moldova ca stat și de un terț intervenient, pentru că a existat. Este vorba de, așa zisa, Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove, parte inseparabilă a Patriarhiei Ruse de la Moscova. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut Republica Moldova ca fiind vinovată de încălcarea prevederilor articolului 9 și articolului 13 ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, care vizează, pe de o parte, libertatea de gândire, de religie și de conștiință și accesul la un tribunal și dreptul la un proces echitabil. Deci Mitropolia Basarabiei a ieșit învingătoare în acest ultim al 40-lea proces. La începutul anului 2002, în reședința patriarhală din București, înalt preasfințitul părinte Petru făcea câteva considerații cu privire la deceniul scurs de la reînființarea Mitropoliei Basarabiei. Putem să vă aducem la cunoștință că Mitropolia a trecut prin multe probleme, prin multe greutăți. A venit momentul fericit, un moment de bucurie și că Mitropolia a fost recunoscută de autoritățile Republicii Moldova. Dar la momentul actual, unele din probleme s-au îmbunătățit, iar problemele cele mai importante care prevăd apartenența noastră sau chiar și a altor credincioși și preoți care vor să revină în sânul Bisericii Mame, sunt persecutați așa cum am fost și noi persecutați până la înregistrare. Pe aceste probleme vedem că autoritățile au rămas pe acele poziții ca Mitropolia și acei creștini care vor reveni la Biserica Mamă să fie stopați, să fie intimidați, așa cum am fost noi cei 10 ani. Procesul care a avut loc la CEDO s-a încheiat, de fapt, nu la 13 decembrie 2001, când s-a dat o hotărâre favorabilă Mitropoliei Basarabiei, ci mai târziu, pentru că s-a creat atunci primul precedent când un stat, Republica Moldova, nefiind de acord cu hotărârea pronunțată unanim de completul de judecată de la Strasburg, a atacat cu recurs această hotărâre și a cerut rejudecarea dosarului. Lucru care s-a întâmplat. S-a dispus convocarea Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului, care a decis, iarăși cu unanimitate, menținerea hotărârii anterioare din 13 decembrie 2001 și decizia a fost dată în ziua de 27 martie 2002, când sărbătorim unirea Basarabiei cu România. Mitropolia Basarabiei a continuat să dezvolte în pofida greutăților și a suspiciunilor manifestate adeseori de autoritățile moldovenești. Noi sperăm că autoritățile vor înțelege și vor aprecia lucrarea pe care o desfășoară Patriarhia Română prin ierarhii și prin preoții care activează acolo și vor înțelege că, de fapt, prin Biserica Ortodoxă Română nu s-a încercat ocuparea Basarabiei, cum greșit au spus unii, ci s-au implementat principiile canonice pe care le găsim descrise în canonul 34 apostolic.
respectiv păstrarea limbii, păstrarea autorității sau respectarea autorității întâiului ierarh din neamul respectiv. După decizia CEDO, autoritățile comuniste ale timpului, era vorba de regimul Voronin, s-au conformat doar sub presiune internațională și au admis în legalitate Mitropolia Basarabiei la 30 iulie 2002. După care au fost înregistrate mai multe părți componente ale Mitropoliei Basarabiei, fie că vorbim despre instituții sau despre parohii sau mănăstiri. Astfel încât au fost înregistrate și cele 4 episcopii istorice din cuprinsul Mitropoliei Basarabiei: Arhiepiscopia Chișinăului, Episcopia Cetății Albe Ismail devenită a Basarabiei de Sud și Episcopia Fosta Hotinului devenită Episcopia de Bălți, precum și Episcopia Ortodoxă Română a Dubăsarilor și a toată Transnistria, fosta misiune ortodoxă română din Transnistria din perioada celui de-al doilea război mondial, pentru a nu lăsa o parte neacoperită din Republica Moldova, tocmai zona de ocupație militară rusă din prezent. Din păcate, Mitropolia Basarabiei a rămas oarecum în umbră, pentru că autoritățile au acordat prioritate Mitropoliei Chișinăului, considerând-o Biserică Ortodoxă din Moldova. Parcă noi n-am fi Biserică Ortodoxă din Moldova. Eu le-am și sugerat, le-am spus că corect ar fi Biserică Ortodoxă din Moldova, Liniuță, Mitropolia Chișinăului, Biserică Ortodoxă din Moldova, Liniuță, Mitropolia Basarabiei. Și în paranteză pot să pună jurisdicția de care aparțin cele două biserici care funcționează pe acest teritoriu în prezent. Pentru că altfel se creează o confuzie și credincioșii zic că ai noștri, ai noștri și românii. Ori este o percepție greșită, pentru că acolo sunt etnici români, chiar dacă ei sunt moldoveni, pentru că s-au născut în zona Moldovei, sunt, dacă vreți, din Moldova Sfântului Ștefan, însă vedem că în secolul al XX-lea lucrurile au cunoscut o altă evoluție și s-a creat o Românie mare, iar noi toți locuitorii din perimetrul acesta suntem români, vorbim limba română și împărtășim valorile românești. Un moment foarte important a fost alegerea în anul 2018 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a doi noi ierarhi pentru eparhiile Mitropoliei Basarabiei, Preasfințitul Părinte Antonie de Bălți și Preasfințitul Părinte Veniamin al Basarabiei de Sud. Reactivarea eparhiilor în 2018 a eparhiei Episcopia de Bălți și a Basarabiei de Sud au fost gesturi binevenite care a încurajat ortodoxia românească din Basarabia. Și mulțumim pe această cale Preafericitului Părinte al nostru Daniel. Pe lângă zidirea lăcașurilor de cult, zidirea bisericii vii din comunitățile Mitropoliei a devenit un imperativ la fel de important. Pe de o parte, este nevoie de redescoperirea adevărului istoric, mai ales în zonele unde s-a produs o puternică deznaționalizare, dar și de prezența clerului în viața tinerilor din instituțiile de învățământ, prin concursuri, burse, acțiuni care să stimuleze promovarea culturii și identității de neam. Noi avem un proiect care ne ajută foarte mult, Mitropolia Moldovei și Bucovinii, cu binecuvântarea înaltului Teofan, prin care ducem în pelerinaj profesorii de la liceele și de la Universitatea de Stat din Bălți. Avem deja cam 160 de profesori care au trecut prutul, unii sunt chiar de etnie rusă, se întorc din aceste pelerinaje total schimbați. Chiar și rușii care au de etnie rusă când au mers au zis: domnule, noi știam că România este cu totul altceva. Uitați-vă ce țară frumoasă este România. Ne mai vorbim de basarabienii noștri, învățătorii, profesorii care nu și-au permis, unii n-au trecut prutul. Ei sunt patrioți, sunt românești, dar ei n-au trecut prutul niciodată. Ei, după ce se întorc din aceste pelerinaje, ei sunt adevărați misionari ai românismului, mai ales în spațiul din Nord, unde așa arată și statisticile, deznaționalizarea a fost mai pronunțată. Trecutul martiric al Bisericii Basarabiei constituie una dintre bazele temeinice ale existenței de azi a Mitropoliei.
Există probleme de natură istorică care trebuie rezolvate. De exemplu, valorificarea resursei istorice în sine. Este vorba despre canonizarea martirilor basarabeni. Basarabenii, românii din Basarabia, au fost prima victimă a expansionismului ateu-comunist sovietic. În 28 iunie 1940 au fost zeci de preoți împușcați, majoritatea în altare, în biserici, în curțile bisericilor. Acești oameni și-au primit cununa mucenicii și jertfa lor a fost pentru Hristos, nu a fost întâmplătoare și avem obligația, cred, ca Biserica Națională să recunoaștem această jertfă, recunoaștere care ar însemna și un soi de recunoștință față de acest dar pe care ne-l-a dat Dumnezeu în condiții vitrege. Pe de altă parte, este o resursă administrativă la dispoziția noastră pe care trebuie să o folosim. S-a făcut un pas foarte important prin alegerea a doi episcopi titulari la Bălți și la Cahul în anul centenar 2018, dar mai avem în continuare 6 scaune episcopale vacante de titulari sau vicari în Mitropolia Basarabiei și sunt convins că cu timpul această problemă se va rezolva cu foarte multă înțelepciune. Noi trebuie să avem această conștiință că Basarabia este pământ românesc, este înstrăinat, știm noi, de cinii, de vecinii din răsărit, care au jânduit tot timpul pământuri străine, inclusiv și pământurile românești, dar prin Mitropolia Basarabiei fiind susținută mai consistent, noi putem recupera acest pământ. Folosesc această ocazie să mulțumesc ierarhilor din țară și celor din diaspora care sunt alături de Mitropolia Basarabiei, de eparhiile nou înființate și sprijină programele noastre pastorale, misionare, culturale, educaționale, tot ce avem noi, cu dorința de a promova și credința ortodoxă, credința neamului nostru, dar și românismul. Viața bisericii din Basarabia este influențată de situația materială, dificilă, la acest lucru adăugându-se și emigrarea populației tinere, dar în pofida greutăților întâmpinate. Bilanțul celor trei decenii arată și o dinamică aparte. Mitropolia Basarabiei, de fapt, a avut, nu numai în Republica Moldova, cea mai mare dinamică în ultimii 30 de ani. Putem spune cu fermitate că la scara întregii Europe este entitatea bisericească care a avut cea mai mare dinamică. Noi am pornit de la 10 parohii și în prezent avem în sânul Mitropoliei Basarabiei peste o treime din corpul social al Republicii Moldova. Și nu este vorba doar de etnici români, sunt și etnici ucraineni, găgăuzi, ruși, inclusiv bulgari, deci oameni de alte limbi materne și naționalități, dar care sunt confrații noștri ortodoxi și care preferă jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române celei rusești. Trebuie să subliniem faptul că Mitropolia Basarabiei este singura mitropolie din cadrul Patriarhiei Române care are rangul superior de exarhat al plaierilor și pe cale de consecință drept de jurisdicție extrateritorială asupra credincioșilor ortodoxi români care solicită benevol jurisdicția Bisericii Mame. Acest drept vizează spațiul ex-sovietic în special, dar unde noi, într-adevăr, avem foarte multe comunități, atât în Federația Rusă, în Ucraina, în Kazahstan, sunt foarte mulți români, e vorba de zeci și sute de mii de români care au fost luați în prizonierat, care au fost deportați sau care au fost atrași în perioada sovietică la munci bine plătite în extremul nord sau în extremul orient. De aceea considerăm că acești români ortodoxi au dreptul la comuniune directă cu Mitropolia de la Chișinău, cu Mitropolia Basarabiei. Pe de o parte. Pe de altă parte, fenomenul migrației a însemnat un exod masiv către state ale Uniunii Europene, inclusiv către România.
Există câteva sute, poate 200 de mii de basarabeni care s-au stabilit în interiorul României și aici nu se pune problema jurisdicției Mitropoliei Basarabiei asupra lor. Iar în Occident, unde s-au organizat inițial parohii de către Mitropolia Basarabiei, acestea, prin înțelegere cu episcopiile și mitropoliile Bisericii Ortodoxe Române din acel spațiu, au fost trecute sub jurisdicția românească locală. Sigur, în replică, Patriarhia Moscovei a încercat organizarea a vreo 60 de parohii în diverse țări, în special în Italia, dar și în Marea Britanie și Franța, și în Spania și în Portugalia, așa zisele parohii moldovenești cu limba liturgică zisă moldovenească. Războiul din vecinătate a însemnat și mai multă purtare de grijă din partea Mitropoliei Basarabiei. Cu atât mai mult cu cât parohii de etnici români, în sudul Basarabiei istorice, se află pe teritoriul Ucrainei de azi, însă nu doar aceștia au fost ajutați, ci toți cei care au căutat adăpost în Republica Moldova. Misiunea socială Diaconia a Mitropoliei, prezentă în numeroase proiecte de caritate, s-a implicat și în acest context. Biserica Română a avut toată deschiderea către cei care au fost nevoiți să se refugieze, au fost primiți, noi am avut un centru chiar la Vama Criva, unde erau primiți și consiliați, ajutați de un părinte de al nostru, împreună câțiva credincioși. Avem un centru educațional care l-am deschis cu ajutorul diaconiei și a filantropiei, deci, dar și cu sponsori din străinătate la Bălți, unde copiii ucraineni au posibilitate să țină legătură cu învățătorii. Unii chiar au mulțumit pentru că au putut, datorită acestui centru, să încheie anul de învățământ. Deci apreciază gestul Bisericii Române și, în general, chiar vreau să vă zic, urmărind emisiunile ucrainenilor, frumos vorbesc despre România, pentru felul cum i-au primit, despre România, despre Polonia, despre Republica Moldova, impresionant. Această deschidere, această căldură care au găsit-o ei în România. Și asta ei vorbesc, ei recunosc acest lucru. Și asta e îmbucurător când două popoare, poate când la anumite momente au fost mai rezervați, poate, ucrainenii față de români, acum îi descoperă pe români că sunt frații lor care le-au întins mâna la necaz și îi primește în casă și îi omenește și îi primenește și se comportă creștinește. Mitropolia Basarabiei probabil a fost cea mai activă entitate religioasă din Republica Moldova, care s-a implicat în sprijinirea refugiaților din Ucraina și a făcut un efort poate mai mare sau cel puțin comparabil cu cel al statului Republica Moldova. Un mare număr de biserici și centre parohiale, peste 60, se află în prezent în construcție. Patriarhia Română și Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, contribuie la ridicarea multora dintre ele. Pentru susținerea activităților edilitare, însă, ca și pentru cele sociale, Mitropolia de azi a Basarabiei este îndreptățită să obțină legal patrimoniul care i-a aparținut în trecut. Mitropolia Basarabiei a fost în perioada interbelică una dintre cele mai bogate, sub aspect material, entități din România. Gala Galaction a supranumit-o drept Eparhia de Aur a Bisericii Românești. La Chișinău funcționa o bancă a clerului ortodox, cumpărată în 1920. Palatul Mitropolitan reprezenta o clădire grandioasă, în stil baroc, foarte frumoasă, era o bijuterie a Chișinăului. Pe locul acesteia a fost ridicată actuala clădire a guvernului în perioada sovietică. Am avut o facultate de teologie renumită, un seminar de delungată tradiție, acolo unde peste 80% din membrii Sfatului Țării care au votat unirea în 1918 au studiat, deci erau absolvenți ai acestei instituții. Clădirile s-au păstrat, sunt aproape 56 de clădiri mari, importante, păstrate fizic, în natură, în Chișinău, care sunt deținute în acest moment de către Republica Moldova ca stat succesor al fostei Uniuni Sovietice, în sensul tratatelor internaționale, statul sovietic fiind cel care le-a spoliat. Prin efectul legislației sovietice, a confiscat abuziv aceste proprietăți ale Mitropoliei Basarabiei.
Viitorul Mitropoliei Basarabiei este strâns legat de cel al locuitorilor teritoriului dintre Prut și Nistru. Iar timpul ne-a arătat că, în pofida nedreptăților și a lucrurilor ce par de neschimbat, Dumnezeu este cel care are ultimul cuvânt în istorie. Viitorul nostru este luminos pentru că noi suntem în dreptate, în adevăr, și tot ce facem noi facem cu ajutorul bunului Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt este Duhul dreptății, al libertății, și noi aceasta promovăm. Și noi avem această credință că într-o bună zi confrații noștri care încă nu au luat decizia să revină la patria mamă, la biserica mamă, cum este Patriarhia Română, într-o bună zi vor reveni. Credem că Mitropolia Basarabiei are un mare viitor. Dinamica ascendentă din ultimele trei decenii, mai ales după înregistrarea ei juridică, după încetarea persecuțiilor din partea statului, dar și din partea confraților din jurisdicția moscovită, are un mare viitor, pentru că Mitropolia are tendința de a umple întreg spațiul Basarabiei. Oamenii se trezesc, își recuperează conștiința etnică. Nu pot rămâne niciodată la jumătate de cale între adevăr și minciună, între dreptate și abuz. Aceea este un proces viu, organic, de recuperare prin intermediul bisericii. Și vreau să spun că Biserica Ortodoxă Română este singura instituție națională care a procedat cu maximă răspundere, cu înțelepciune, pragmatic în același timp, răspunzând cererii sfinte a românilor din Basarabia, care au cerut revenirea, reprimirea în comuniunea Bisericii Mame. De aceea, Mitropolia Basarabiei este o instituție fundamentală în spațiul nostru. Dincolo de faptul că este în sine o instituție sacră și veșnică, ea este un factor de reorganizare a spațiului spiritual comun al Republicii Moldova și României. Iar atitudinea autorităților de la Chișinău în această problemă, în care nu poate fi neutră sau partizană, atitudinea trebuie să fie doar corectă, constituie un test de orientare geospirituală a statului care există la Chișinău.